Interzis pentru public de Jean Marsan. Halal, birou de director de teatru. Și pe deasupra o lume de nebuni care intră și iese, intră și iese, intră și iese toată ziua. Sigur, sigur. Iar ne întoarcem din vacanță, iar deschidem stagiunea, iar deschidem teatrul, al cărui director este nici mai mult, nici mai puțin decât soțul meu, adică tu. Și iar, bineînțeles, eu nu voi juca. Poate cineva să-mi arate numele meu până afiș? Dragă mea, Nicol, vrei să ți-l arăt eu? Lasă gluma, Robert, lasă. Tu știi unde este scris? Adică între orele de spectacol și adresa tipografului. Dar te rog să-mi spui, să-mi spui de câte ori am jucat eu în acest teatru pe care îl conduce soțul meu. Am jucat în 6 piese. Un singur rol. Nimeni n-a vrut să-l joace și de aceea mi-a fost dat mie. Dacă aș fi micuța ta prietenă, aș juca și eu roluri. Dar fiindcă sunt nevastă, atunci nu joc. Niciodată n-am distribuit o fată fiindcă era micuța mea prietenă. Niciodată. Ba da. Dă-mi un exemplu, unul singur. Eu când eram micuța ta prietenă, jucam mereu. E adevărat. Da. De când am căsătorit, nu mai joc. Vreau să joc. Un rol, doar un rol. Care, draga mea? Nu este nimic pentru tine în viitoarea piesă. Nimic. Deci, suntem de acord. Nimic afară de rolul principal. Oh, Nicol, tu știi foarte bine că eu m-am gândit la tine, dar autorul Hervé are idei fixe. O voia pe doamna Lucian. A luat-o pe doamna Lucian. Lucian, nu putea să o cheme Lucian, nu? Lucian, ca să nu fie ca toată lumea. Na, obiectiv vorbind, Lucian este o actriță mai slabă ca tine. Ascultă, piesa lui Hervé este prea scurtă, așa că mai trebuie un act în deschidere pe care îl voi juca eu. O piesă în deschidere? Oare Hervé a scris în timpul vacanței? Nu, și pentru că nu va avea timp să o facă, tu vei deveni dintr-o dată directorul acestui teatru și ai să-i spui: dragă Hervé, vreau ca nevastă mea să joace în Oameni sinceri de Marivaux. Cum? Da, chiar așa. Deși nu-ți vine nici ție să crezi, dar ai să-i arăți domnului Hervé Montagne că nu numai el hotărăște aici. Dacă nu, dragul meu Robert, am să te cicălesc tot anul. Nu, orice, dar asta nu. Bine, atunci alege un an întreg taca, sau Marivaux. Marivaux. Scumpul meu, vine să te îmbrățișez. Da. Dragul meu. Pardon, vă rog să mă iertați. Stai. Nu știam că sunteți aici. Cristian, nu pleca. Așadar, patron, a fost frumoasă Elveția? Ah, Elveția, ia emoții și ce mai rămâne. Și spectacolele dumneavoastră? Cum au mers? Excepțional! Ce succes mare, nu? Nimai auzit! În seara premierei m-au purtat în triumf prin tot orașul și m-au aruncat în lac. Robert, îi spune marea noutate? Nu. Dragă Cristian, joacă în deschiderea viitorului spectacol Oameni sinceri al lui Marivaux. Mă rog, dacă domnul Montagne este de acord. Există un director în acest teatru și acela sunt eu. Da, bineînțeles. Și te rog să nu-ți mai iei acest aer ironic, Cristian, pentru că nimeni nu este de nenlocuit. Ajung copiii! Am o comunicare urgentă pentru mine, tata, care tocmai e pe drum. Și eu. Da, ba, întâi eu. Ba eu. Ba nu, eu. Mă rog, atunci repede, hai, vorbește telegraf. Piesă, tata, prea scurtă, toată lumea aici dorește, eu joc Marivaux deschidere. Prostie, tata nu vrea. Eu. În piesă, tata, rol tânără fată. În hol teatru, 12 pisicuțe pentru audiere. Una locotnică secretă a mea. Numele ei, Françoise. Eleva mamei, turnată rol. Dacă tata află ea locotnică, beata Françoise, nicio șansă. Rectezat, bun început. Hervé preferă căprițe disponibile. Ca foarte îndrăgostit, a doua nevastă. Așa că preferabil, eu prefac că nu cunosc Françoise și zic: micuță minune, elevă Gabriel Tristan. Nu pomeni de Gabriel Tristan. De mama, nu înțeleg. Și eu propun încetat stil telegraf. Toată lumea știe că părinții tăi s-au despărțit acum 6 ani cu vorbe grele care fac imposibilă orice apropiere, deși s-au revăzut de atunci. Spune, n-ar fi mai bine să o cunoaștem pe logot. Da, merg să o aduc. Merg și eu, trebuie să le consolez pe celelalte 11. Vă prezint pe Françoise Vatto.
adorabil, exact personajul pe care-l căutam. Apropie-te, domnișoară. Vă admir foarte mult. M-ai văzut jucând? Voi te sigur, doamnă. Când asta? Nu-i așa, Soaz, că ai văzut-o în Prințesa Orientului? Da, ați fost de neuitat. Auzi, Robert? Da. Vine, tata, dispar, nu trebuie să te vadă, Françoaz. Nu trebuie să te vadă cu noi. Nu te vede după paravanul ăsta. Oribil, oribil. Ascultă, Robert, da? Tu ce păzești în teatrul ăsta? Dar ce-am făcut? În hol. Care hol? Ce-am făcut în hol? Care hol? Ce în hol? Teatrul ăsta are un hol și tu nu știi ce se petrece în hol? Poftim, primiți, primiți, da, el nu știe nimic. Sunt niște fete care așteaptă să fie audiate, domnule. Fete? Mă-te numiște astea fete. Eu pretind tinere fete. Tată, ce? Ce? E poftim, poftim. Poftim, domnișoară. Ai pierdut ceva? Vin pentru audiere, domnule. Maestre. Oh, da, sigur. Maestre, am venit. Cine a adus-o? Cine? Eu, domnule Montani. Da. Ia, vină încoace, domnișoară. Cristian, ești un geniu. Ai văzut imediat că mititica asta este idoma personajului. Ei, poftim, poftim, director, directoare, fiul meu, nici măcar l-ați remarcat-o pe domnișoara. Sunteți bun de ucis. Cum vă numiți, domnișoară? François Vatou, maestre. Da, ce ai mai jucat până acum? Debutez. Debutează. Nu știe nimic. Pierde, de ce te apropii? Și iei lecții? Da, de un an de zi. Da, cu cine? Pleacă, Pierre. Cu doamna Gabriel Tristan. Ei, Pierre? Da, tata. Ce aud? Este Reva maică-te și tu nu o cunoști. Îți petreci toată vremea la cursul Gabrielii Tristan, pescuind puștoaice și nu-l cunoști pe domnișoara. Acum că o privești bine, da, da, cred că ne-am întâlnit. Nici vorbă! N-ai remarcat-o niciodată, pentru că e o fată cum se cade, iar ție nu-ți plac decât fâțele. Tată! Ieșiți cu toții și lăsați-mă singur cu domnișoara. Da. Doamne Dumnezeule, ce de amintiri. Acum 20 de ani, e o nebunie când te gândești. Gabriel, o tânără necunoscută ca și dumneata, stătea exact așezată în același loc. Foarte bine, foarte bine, micuța mea. Sunt foarte mulțumit de ce am auzit. Dar n-am spus nimic, maestru. Asculți foarte bine. Ești minunat, înzestrată. Nu chiar ca Gabriel la începutul ei, dar același poc mocnește pe dinăuntru. De atunci, din momentul acela a început între femeia aceea și mine o încleștare fantastică. Lupta între spirit și materia brută. Înțelegi? Vrei? Spune, vrei și tu să te prefac, să te dăltuiesc, să te modelez, să te sculptez? Vrei? Da, maestre, sigur că... Foarte bine, foarte bine. Atunci, să facem puțină improvizație. Dezbracă-te. Maestru? Hai, hai, mititico, hai, repede, să nu pierdem vremea. Hai, lăsați-mă în pace, lucrez. Domnule Montai, începe repetiția. Rău, adică bine. Foarte bine, vin acum. Robert, pregătește contractul domnișoarei François Bateau. O angajez? Formidabil! Da, cred că este o idee bună. În fine, bineînțeles, asta nu mă privește deloc. Deloc. Da. Începând din acest moment, de François mă ocup eu. Cunoști principiile mele. Da. Meserie-i meserie. Sigur. Așa că dacă te prind să-i spui Françoisei altceva decât bună ziua, va fi bai de pielea ta. Adu-mi textele pe scenă. Da. Așa, care va să zică, nu-ți plac decât fâțele, da? Nu-ți plac decât fâțele. Înțelegi? Ah, tata curăță terenul în jurul tău ca să fie singur. Tate, vreau să mă dezbrace. Cum? Vreau să mă dezbrace. Ce? Dragul meu, Pierre, dar ce ne-ai făcut? Oh.
Acum, angajând-o pe Françoise, avem o distribuție bună. Da. Pierre, te-am prevenit că te voi supraveghea zi și noapte. Da, da. Așa, Santiago va fi minunat în Bonaparte, iar Lucien în Josephine e unică, e singura actriță din Paris care ne poate reda pe Josephine cu drăgălășenia, dibăcia și misterul ei. Piesa ta este prea scurtă, Hervé. Vreau să joc ceva în deschidere. Da, mai vrea să joci, dragă Nicole. Da, dar vezi, din nefericire nu e nimic pentru tine nici în prolog. Bun, bun, și cum nici în piesa mare nu este nimic, și în iarna asta am să mă duc la teatru să-i văd pe ceilalți jucând. Ascultă, draga mea, ascultă, Josephine, era un rol pentru tine, recunosc. Și atunci? Vezi, tu ai fi redat latura pariziană, Josephine. Lucia însă e foarte potrivită pentru latura creolă. Și eu cred că în Josephine este partea creolă care predomină. Dacă n-aș fi avut-o pe Lucia, tu ai fi jucat rolul, bineînțeles, ți-o jur. Mi-o jur? Da, ți-o jur, Nicole, ți-o jur. Tu mulțumesc. Și nimeni alta. Mulțumesc, mulțumesc, Hervé. Știu că gândești cu adevărat. Da, da. Da, o clipă, mă scuzați. Alo? Alo? Tu ești Lucian? Da, da. Hervé? Cu tine? Nu, 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 nu vreau să-i vorbesc, vreau să o văd. Dă-mi telefonul. Te rog. Alo? Lucian? Da, ce se întâmplă? Nu poți juca? Te simți foarte rău? Bine, în fine, te salut, la revedere. Hervé! 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 Nicole! Sunt așa de fericită! Da, și eu. Nu ți-i vorba înapoi? Ei, vai de mine, dar cum aș putea? Atunci joc rolul! Sigur, sigur! Doamne, vine să te sărut! Nu, mai bine ia un text, draga mea, ia un text și du-te să citești rolul cu ceilalți. Da, da, zbor! Dragă Robert, când ai să-i spui nevestite că nu joacă rolul... Cum am să-i spun? Cum ai să-i spui? Ce te miri? Cine-i director aici? Eu! Va trebui pus în fața unui nume indiscutabil, altfel va fi foarte greu pentru că... Pentru că, în fond, Nicole este o actriță foarte bună și... Bine, și atunci cine? Mama. Cum maică ta? N-are un Shakespeare? Da, trebuia să joace Lady Macbeth, dar nu este de acord cu adaptare. A desfințat 3 adaptatori, fără rezultat însă. 3 adaptatori? Da. Cumpa, Gabriel, e mereu în formă, după cum văd. Ah, păcat că suntem atât de certați. Nu sunteți chiar atât de ba certați. Ba da, ba da, ba da. Pierre, trebuie să-ți mărturisesc că la despărțire... Maică ta m-a făcut prost. Nu, 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 împăcarea este imposibilă. Împăcarea a 2 titani. Triumf general, în medie 1 milion. Un milion? Nu, no, nu, copii, nu, no, nu, no, nu no. Sunt injurii pe care un bărbat nu le poate accepta. O chem la telefon? Nu pierd, îți interzic, m-auzi? Joy, interzic, tătorii copilul ăsta. Băi, dați-mi-o vă rog pe mama. E ceva urgent. Mame, ascultă-mă, iau absolut singur inițiativă. Ai vrea să joci într-o piesă de-a tatei? Acceptă. Wow! Pierre, da. Du repede mai cât e textul. Imediat! Ce? Domnule Montani! Ce? Doamne, nu se crede. Ce? Nu e posibil. Ce s-a întâmplat? Șefule, fă ceva pentru Dumnezeu. Patrona a terminat de citit primul act. Trebuie oprit masacru, domnule. Domnul Santiago vrea să renunțe la lor. Ceilalți să te vânesc pe jos de râs. Nu se poate. Am găsit totul, sunt creată și adusă pe lume ca să joc pe Josephine. Ceilalți râd cu lacrimi. Mă duc înapoi, sunt nerăbdător să mă aud în actul 2. Imediat ce terminăm, vii și tu, Hervé, și reluăm. Fii atent puțin, ia ascultă aici. Generale, nu sunt o cățea, sunt o femeie și trebuie să fiu menajeră. Va fi îngrozitor. S-a făcut toate. Ce? Mama are textul și vine imediat. Știi cine am adus? Pe tatăl meu vitreg, Jean Bayard. Vrea să-ți vorbească înainte de venirea ei. Stai să ne lămurim. Ce? Este cel care e jucat la Comedia franceză? Da, un obscur societar. Tragedia de preț. Și a cerut retragerea după 10 ani de societariat, pretinzând că nu le poți avea pe amândouă, și Comedia franceză și pe mama. Și trebuie să spun că se înțelege foarte bine cu ea. Mă rog, spune-i martirului să intre. Intre, Bayard! Maestre! Sunt nespus de onorat. Aș vrea să vă pot explica mai pe larg intervenția mea, dar
Timpul nu ne permite. Am lăsat-o pe Gabriel citind piesa dumneavoastră și am alergat să vă propun cele câteva precauțiuni necesare pentru ca totul să se petreacă bine atunci când va veni ea. Sunteți foarte amabil. Maestre, spune, Merve, între soții ai Gabrielei merge, nu? Sunt foarte mișcat. Dragul meu, Hervé, cu femeia pe care ai părăsit-o acum 7 ani, nu era ușor de trăit. Nu se poate spune, dar sigur că... Da. Era o sfântă pe lângă ceea ce a devenit. Nu te superi că spun asta în fața ta, dragul meu Pierno? Știi că te admir și te binecuvântez. Dar dacă ești prevenit și să iau precauțiile cerute, Gabriel este aceeași femeie adorabilă cu care ne-am căsătorit, scumpul meu predecesor. Așadar, vrei să-ți propun precauțiunile necesare pentru a o mânui pe Gabriel? Te implor și-ți mulțumesc. Mai întâi, spune că este frumoasă, mai frumoasă ca oricând, chiar de la început. Vă semnalizez principalele subiecte care trebuie evitate cu orice preț. Mai întâi, da, Hervé Montaigne. Nu, acest punct se va aranja. Bine, să sperăm. Da, iată pentru ce vă cer să citiți cu atenție cărticica asta. Mai mult, învățați-o pe din afară, dar fiți atenți. Nu este valabilă decât până în ianuarie. La începutul anului cereți-mi cărticica de primăvară. Așa? Pentru astăzi... Dacă văd că alunecați pe o pantă periculoasă, voi fredona discret, trecând prin Lorena cu garanție. Așa, e cel mai bun semnal. Ne luați cu toți în corp. Ce vine, mama? Ascundeți cărțuleile. Să fim degajați, dragii mei, degajați. Bonjour, copii. Sunt în întârziere. Totuși este de speriat ce am putut să alerg. Elevii mă omoară, vai, ce te-ai îngrășat, Hervé. Da, să vine, să știi, stă bine. Robert, vină în brațele mele. Arăți de parcă ne-a de 45 de ani. Am 38. Nu s-ar zice. Tată, vă rog, ascultați-mă. Bine, ascult. 30 de secunde. Nu, 35. Copilăria mea a fost un infern. Adolescența, un infern. Doresc pace în pragul maturității mele. Hei, scumpa mea Gabriel, ce mai faci? Comoara mea, merge, ce mai faci? Merge, dar tu? Și eu. Da, am citit piesa ta. Puțin cam îndrăzneță, dar foarte bună. Te cred. Care e titlul? Laba de gâscă. Foarte urât. Ba, dimpotrivă, e un titlu foarte bun. Napoleon Bonaparte, la 27 de ani, trebuie să aleagă între 3 destine, 3 drumuri care se despart. Cu alte cuvinte, o labă de gâscă. Dar nimeni nu se va gândi la cele 3 drumuri, ci toți se vor gândi la cele 3 riduri. Deci suntem de acord, cele 3 drumuri sunt 3 femei. Montansier, actriță coaptă și foarte bogată, Juliette de Méricourt, tânără fată cu zestre. Napoleon, fără un ban, e gata să se căsătorească cu una sau cu alta. Când apare Josefina de Borne. Deci sunt 3 roluri de femei în piesă. Spun că nu se vede decât Josefina. Da. Dar ea nu apare decât la pagina 39. Bonaparte este cel care vorbește tot timpul. Ea l-ascultă, nu e o agitată, este o creolă. Da, păi uite, iată titlu, Creola. Crede-mă, pui accentul pe personajul principal. O să vedem mai târziu. Bun, am să citesc în liniște piesa ta, dar îți spun de pe acum că nu sunt de acord cu finalul. Uite, citesc această indicație. Josephine și Bonaparte se strâng în brațe. Josephine iese încet, Bonaparte rămâne singur. Încet, apoi tot mai tare și mai tare. Se au tobele, surlele, tunurile, aclamații, clopote. Încet, încet, lumina îl aureolează pe viitorul împărat. Cortina! Ei, nu, dragă, asta nu Hervé. Nu, eu să mă plim în culise în timp ce domnul iese aureolat absolut singur în scenă cu clopote și surle. Nu, pentru nimic în lume, nu. Bine, sunt convins că ai altă idee. Așa că te rog, nu mi-e lipsi de ea. Josephine nu iese din scenă. Exact, ea se apleacă peste umărul lui Bonaparte, așa, care lucrează înfierbântat. Ar putea chiar să rectifice un detaliu din lucrarea lui. Da, de pildă, la Austerlitz, eu, dacă aș fi în locul tău, aș ataca în zori, exact, nu? Exact, de exemplu, exact. Așa, în tot cazul, clopotele, tunurile, aclamațiile sunt pentru Bonaparte cu nasul în hârțoage, în timp ce eu stau dreaptă, radioasă și triumfătoare. Suntem bineînțelegi, nu? Cine joacă rolul lui Bonaparte? Jerome Santiago. Baiar, cântă semnalul de alarmă. Alarmă sau nu, Santiago joacă pe Bonaparte. Îl juca, dragă, îl jucă. Cristian, dragul meu, îmbrățișează-mă. Știi că joc în piesa lui Hervé? Unde ți-l prezint pe soțul meu, Jean Baiar, care va juca rolul lui Bonaparte. Bine, domnule. Ce? Hervé! Vai de mine! Nu o voi juca!
sunt Josefina. Începând din această clipă, sunt Josefina. Nu mă mai întorc acasă. Da, și voi trăi numai în cabina mea complet refăcută în stil directoar. În seara generalei nu va fi un triumf, ci o consacrare. Așa zi-te, patronă. Ah, Gabriel, când ai venit? Ah, să nu mai întreacă, draga mea. Am venit să-ți spun că vei fi minunată în rolul Josefinei. Vai, ești certată cu Erve de 7 ani și totuși vii să mă felicit. Știi, ești foarte drăguță. Da, la revedere, draga mea. La revedere, Gabriel. Nu, vă rog, vă rog, inutil să mă opriți. Bună seara. Lăsați-mă, vă rog, să ies. Nu pierd, nu, nu pierd, nu. S-a terminat. Bună seara. Gabriel. La revedere, draga mea. Și încă o dată, bravo. Gabriel, ai venit pentru Josefina. Da, draga mea. Nu știu să mint. Herbe, tu știai? Da, draga mea, nici eu nu știu să mint. Martirul meu începe. Ah, Herbe, ea e foarte bună pentru piesa ta. Oh, mulțumesc, draga mea, mulțumesc. E frumos din partea ta să recunoști când un personaj nu e pentru tine. Să plecăm. Mulțumesc. Te rog să plecăm, că altfel o mușc. Gabriel, Gabriel, vei juca Josefina. Ah, mi-e foarte rău. Ajută! Ajută! Alistă, doamna Nicol! Toată viața ai făcut drame și m-ai terorizat. Iar eu spun că ai să joci. Uite-te la el, începe din prima zi. Nu, să știi, eu am trecut de vârsta asta. Gabriel, niciodată nu-i prea târziu. De altfel, în ultimul film ai rupt un scaun pe Antonioni. Antonioni este un om mare pe care îl respect. Ceea ce nu pot să spun despre tine, Gabriel. Gabriel! Fotoreporteri! Fotoreporteri! Nicol, gata, trezește-te, gata, ajunge cu leșinul, Nicol! Bună ziua! Nicol, trezi! Ce minunată scenă de lucru! Mai ales îmbrățișarea doamnelor la pieptul autorului! Te rog, filmează! Nicol, trezește-te! N-am timp să mă ocup de telegrame, tocmai azi când avem general, nu se poate. Chipuiți-vă, se sărutau! Acești mici scorpioni se sărutau! Pierre, Pierre, Hervé este de o dispoziție îngerească, dar dacă te prinde cu Françoise, va fi un masacru. Și în caz de masacru, eu sunt întotdeauna prima victimă. Dar cum mai niciun pericol? Din contră, din contră, este momentul cel mai periculos. Scrie negru pe alb în cărticica mea, dar ei nu citesc niciodată litera G. General de Gaulle, General Motors, repetiție generală. În zilele de repetiție generală, dacă autorul face o criză, Gabriel face două, este fatal. Vedeți, Françoise, dacă nu te duci la ultima probă, n-o să-ți fie gata rochia. Dar rochia mea? Da, bine. Și tu? Pierre! Pe scenă! Da. Pe scenă! Vezi, Paia, nu le trec nimic cu vederea. În afară de asta, totul merge bine? Da. Nicol, joacă în deschidere. Nu este ceea ce visa, dar în fine, joacă. Așa că este calmă. Robert, da? Ascultă, piesa lui Hervé are ceva senzațional în ea, dar nu este scrisă modern, să știi. N-am văzut fleacul ăla din deschidere pe care îl joacă nevastă, da? Dar toată lumea îmi spune că este ceva insolit, neașteptat, aspru. Știi, și în sensul ăsta, eu aș vrea să-mi refacă Hervé și mie rolul. Nu e cam târziu? Poate, uite totuși, o frază care nu-mi convine. Uite, ghilimele, nu sunt o cățea, sunt o femeie, am dreptul amenajamente. Am dreptul amenajamente? Ne? Asta e! Da. Dragii mei, ieri la repetiție v-am explicat foarte clar că voi jucați o piesă pe când eu am scris o antipiesă. Se spune într-un fel convex un text pe care eu l-am gândit concav. Nu, dragii mei, nu. Eu vreau un teatru negativ, un teatru din spatele decorului, de sub scenă, de dincolo de public. O teatralitate extra-teatrală, înțelegeți? Dar piesa a doua? Care? A, Creola? Băia, bravo. Mai întâi bravo. Bravo, bătrân, ești foarte bine, Napoleon, bravo. Nu, ești foarte bine, foarte. Gabriel a avut dreptate să te oblige să joci rolul. De fapt, n-am nicio observație.
bărbații să-ți facă afară de un amănunt. Care nume? Un amănunt neimportant. Când Josefina spune, generale Bonaparte, așa? Nu te iubesc. Mi-a dat răspuns, de cum e răspuns, care e textul exact? Cei mai mulți oameni așa n-ar fi iubit niciodată dacă n-ar fi auzit vorbindu-se de dragoste. Da, 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 da. Fii te rog drăguț și când ajungi aici, încearcă să mai subliniez. Ce? Să subliniez mai bine, fiindcă țin foarte mult la replica asta mea. Aș putea spune că sunt chiar încântat de ea. Ah, da, nu e din La Rochefoucauld? La Rochefoucauld? No, 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 cât uși de puțin. No. La Rochefoucauld a scris, există oameni care n-ar fi fost îndrăgostit niciodată dacă n-ar fi auzit vorbindu-se de dragoste. Da? Păi da, da, nu văd nicio legătură. Uite, am să spun sincer, acum că mi-ai amintit textul lui La Rochefoucauld, să știi că îl prefer pe al meu. Da. Dar cred că ceea ce a gândit La Rochefoucauld a căpătat sub pana mea mai multă vigoare, înțelegi? Da. Da, nu, nu, să știi, sunt convins de asta. Da, 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 și eu. Atunci scoatem bine în evidență replica. Și în general, dragul meu, nu știu ce ai, joci puțin cam trist. Tocmai tu care în viața de toate zilele ești un om vesel. Asta poate pentru că îmi spun textul meu. Alo? Alo, da, eu sunt. Na, eu. Cum? Pentru interviu? Foarte bine, foarte bine. Am și pregătit o notiță pentru ziarul dumneavoastră. Concepția mea despre autorul dramatic. Bine, da, e foarte simplu. Notați. Plecând de la o multiplicitate de experiențe care sunt momente prereflexiv destinate eșecului temporalității obiectivante a existenții practice și tehnice, autorul dramatic structuralizează în temporalitate imagiantă ceea ce viziunea lui asupra lui fixează în obiective insesizabile. Cum? Nu înțeleg. Nu e clar? Nu sunteți le nouvel observateur? Oh, sunteți Franz Dimanche. Pardon, pardon. Atunci o să vă spun același lucru într-un limbaj curent. Notați. Sunt foarte mulțumit că am scris această piesă și sper să am mult succes. Mulțumesc, la revedere. Iată rochia. Maestre, aveți vreo obiecțiune de făcut? Taci, te rog, taci. Nu spune nimic, nimic, nu vorbi. Mai ales nu vorbi. Aici las. Françoise, îți joci foarte bine rolul, foarte bine. Și apoi pentru piesă și așa nu se mai poate face nimic. Acum viitorul e al nostru. Tot ce conta pentru mine de-a lungul acestor repetiții era privirea ta, înțelegi? Privirea ta care aluneca peste a mea ca o... care aluneca peste a mea. Ce poate fi mai reconfortant pentru un bărbat care își descoperă câteva fire de păr alb? Dar nu mă contrazice. Dacă te uiți mai bine, sunt câteva. Deci ce poate fi mai reconfortant pentru un bărbat ca adorația unui copil de 20 de ani? Oare ce forță era aceea care mă împingea către tine? Françoise, te iubesc. Te iubesc de vrea. Te iau în căsătorie, Françoise. Da, da, te iau în căsătorie. Uite, atunci luni, în ziua liberă, facem o călătorie de nuntă înaintea nunții. Nu, te rog, nu mulțumi. Nu vreau să te fac să aștepți. Vom lua avionul după spectacol, duminică seară, și la ora 2 vom fi la Tunis, în vechea Cartagine, și ne vom iubi în foșnetul palmierilor. Maestre, nu merg în Tunis. Ai dreptate, dragă mea, ai dreptate, draga mea. De ce în Tunis? De ce să fugi? De ce să te ascunzi? Nu, vom arunca noutatea în obrazul Parisului chiar de astă seară, la sfârșitul spectacolului. Dar ce idee, ce idee grandioasă! Nimeni n-a îndrăznit să facă asta, nici măcar Dietrich. Îți dai seama ce publicitate, ce da, da. Ei, firar să fie, trebuie să anunți fotoreporterii, să nu scape cumva poza secolului. Să reușesc. Este degeaba. De 15 zile lucrez cu trena și cu cât încerc mai mult, cu atât mi-e mai greu. Îmi încur mereu picioarele. Pierre! Tatăl tău m-a cerut adineauri în căsătorie. Oh, strașnic! În seara generalei, tata are nevoie de micul lui circ. Ce ai spus? Că mai am căsătorie. În momentul rechemărilor la Rambo.
Cabotinul nemernic în fața întregului Paris să-mi întunece succesul. Să nu apară în fața mea în momentul ăsta pe ăla, uite. Ce frumos ești, Hervé. Cine, eu? Foarte frumos. Nu, dragă, nu. Am farmec, dar nu sunt frumos. Păi ești mai mult decât frumos. O înțeleg pe micuța Françoise. Micuța Françoise? Visez. Hai, Hervé, hai. Nu prinde la mine. Da, într-adevăr, nu prinde. Mititica te adoră. Da, așa e. E nebună după mine. Ești un ticălos fericit. Da, sunt un ticălos fericit. Dacă ai ști cum vorbește de tine, mi s-a destăinuit ca unei mame, deși n-am vârsta asta. Ei cum, dar fiul tău e mai mare ca ea. Da, dar e băiat. Mititica spune, ah, maestru, această forță fundamentală, această sănătate de hipopotam. Și încă nu spune tot ce gândește. Se simte că n-a avut niciodată un adevărat tată și acela... Cel adevărat, deci, ești tu. Da, îi voi fi în același timp și soț și tată. Soț? Nu! Ba da! Ba nu! Ba da! Hai să vezi, să-ți explic. I-am jurat lui Pierre să nu-ți spun, dar... Mă rog, îmi voi ține cuvântul, însă fericirea lui înainte de toate. O iubește pe Françoise. Bietul de el. Da, atunci înțelegi că se impune un sacrificiu. Da, sigur, sigur. Așa e bine, sigur, așa e foarte bine, dragul meu. Tu ești mama lui și în această calitate tu ai să explici că... Trebuie să se sacrifice. Eu n-aș avea curajul. Hervé, dar sunt făcuți unul pentru altul. Și ea mă iubește pe mine. Vai, cât de nedreaptă este viața. Hervé, dar trăiesc împreună de un an de zile în garsoanera lui Pierre și așteaptă și un copil. Fă-le o surpriză. Astă seară, în momentul rechemărilor, vei înainta către public și vei anunța căsătoria dintre François și Pierre. Deci asta era. Și dacă în același timp le voi spune că tu vei fi bunică. Felicitări, bunicuțo! Nu, ai dreptate, Această căsătorie este imposibilă. Aha. Pierre este prea tânăr și nu raționează. Dar ar fi o nebunie, cum adică să fiu bunică? Turnez în viitorul meu film și în primele 3 minute am 19 ani. Este teribil să ai un copil așa de egoist. Vin! Acum vin! Dar ce, ai fost chemată? Că n-am auzit. Nu, dragă, nu, dar este un truc al meu când am nevoie să ies. Ce roman, un adevărat roman. N-are importanță. Și dacă totuși este adevărat, fiul meu mi-ar fi rival. Ce situație. Mama a plecat? Da. Ți-a vorbit? Da. Ți-a spus tot? Da, cred că da. Decorul din 2 este în regulă, 3 mai în regulă. Da, cred că ne-am spus totul. Păi nu ți-a vorbit de nimic altceva? Nu, mai era ceva? Nu, da, tu? Eu? A, nu. A, ba da. Trebuie să-ți vorbesc despre altceva. Ai puțin timp? Bine, uite. Poate că mă voi căsători cu Françoise. Cu Françoise? Cu Françoise. Wow, dar sunt încântat, scumpul Pierre, meu papa. Pierre, dragul meu, am să-ți vorbesc ca unui bărbat. Ba, vino să te sărut. Stai. Înțelege-mă, sunt foarte încurcat. De ce? Mititica mă iubește. Da? Da, văzând-o, am reflectat și eu asupra vârstei mele. Vârsta ta, dar ești nebun. Sunt încântat ca un tată care face ravagii printre puștoace. Asta îmi dă încredere pentru viitor. Trăiască tata! Mersi. I-am promis micuței că mă căsătoresc cu ea. Da? Știi că sunt un exagerat. Da. În fond o iubesc pe Giselle, actuala mea soție. Și sunt sigur, mă înțelegi, sunt sigur că Françoise... încearcă să facă un schimb. Că de fapt prin mine ea te iubește pe tine. Și atunci mi-a spus așa: dacă și Pierre o iubește, atunci să-i căsătorim pe acești doi copii. Tată, te-am mințit. Cum? Ți-am spus că nu o cunoșteam, dar am mințit. Așa? Da, i-am turnat câteva gogoși, am flirtat puțin și ceea ce trebuia să se întâmple... Continuă, dragul meu, adică nu s-a întâmplat nimic, știi? Françoise pentru mine este un remediu contra dragoste. Monstrule, ești un mic
monstru. Să râdă, mă, imbecilule. Știu totul. Françoise, te iubești. Nu e adevărat. Ei, nu e adevărat, dar ea mi-a spus. Este imposibil. Atențiune, Pierre, acum ești un bărbat și trebuie să te comporți ca un bărbat. Da, micuțul meu, Françoise așteaptă un copil de la tine. A, tata, tata, am un copil. Am să mă însor cu Françoise. Ah, mulțumesc, tata. Totuși ai să-mi faci o plăcere, mizerabil mic. Și ai să o rupi cu Françoise imediat. Că? Fata asta e a mea. Tata, e o minciună murdară. Îndrăznești să vorbești de minciună? E bine, îți interzic să o mai vezi. Am să revăd dacă vrea. Stai întreținerea. Ce? Cu cât îmi dai tu? Nu mai ești fiul meu. N-am avut niciodată un dat. Te abandonez și... Ce? Și vei termina într-un bar. Da, 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 într-un bar. Ce nenorocire să-ți pierzi vocea chiar în seara generală. Când te mai simți, vreau, doamna, cu gâtul. Ce este asta? Ce se aud în difuzor? Aplauze. Pentru cine? Pentru Nicol. Evident, este directorul teatrului. În seara generală toți furnizorii sunt în sală. O aud de aici pe manicurista ei. Aplauzele de manicuristă se recunosc ușor. Fără mincioase, te rog. Furnizorii au fost aseară la repetiția generală cu costume. Asta seara sunt cei pretențioși. O aplaudă pe Nicol, te rog, închide difuzorul. Nebunesc, închide difuzorul. 20 de minute pauză. Cortina la Creola peste 20 de minute, vă rog. Mersi, mersi, mai cred că a mers bine. 12 rechemări într-o seară de generală. 9, Nicol, 9. 12, cred că a mers bine. Gabriel, cum te simți, draga mea? N-ai nicio grijă, sala era înghețată la început, dar ți-am încălzit-o eu, ai să vezi. Nicol, dragă, ai fost sublimă, mersi, mersi. Sublimă. Celor care au jucat după tine nu le va fi prea ușor. Oh, cum se mai simte, Traviata? Baiar, Baiar, transmite acestui domn că Traviata îl înjură. Dragă Herve, soția mea mă roagă să spun că o mâhnești. Dragă Baiar, ai bunătate și întreabă pe scumpa ta soție dacă este sau nu gata să masacreze piesa. Scumpa Gabriel, Herve ar vrea să știe dacă ești dispusă să pășești spre triumf. Sunt afonă! Dragul meu, Herve, este afonă. Afonă! Mai bine, cu... Nu, cu atât mai bine, cu atât mai bine. Nicol? Da? Tu ești eroina acestei seri. Știi rolul Josefine pe din afară, nu? Da, Herve. Cunoști mișcarea, că doar ai repetat-o în fiecare dimineață. Ce faci? Ai auzit foarte bine, dragă, foarte bine. De o lună în fiecare dimineață, din prudență. Ești pregătit, așa că n-ai decât să intri în scenă, Nicol. Ce spune? Vrei să joci în astă seară rolul Josefine? Nu, nu pot să joc pe Josefina. Eu sunt Josefina. Două roluri într-o seară. E ceva. Hai, pune-ți rochia, Gabriel. Mă duc. Nu te atinge de rochia mea. Nu te atinge, draga mea. Uite-te la ei. Sunt o bandă de... neisprăviți. Minune. Mi-a revenit vocea. Mi-a revenit. Mă duc. Mi-a revenit. Mă duc că mi-a revenit. Mă duc să mă îmbrac. Nicol, vino să repetăm, scumpa mea, fiindcă tu știi textul. Eram sigur de eficacitatea micului meu tratament. Poftim, servesc ca tratament pentru răgușelile doamnei. Când sunt născută să o joc pe Josefina. Josefina era a mea. Tu mi-ai dat-o. Da, dar ți-am dat în schimb un triumf. Aș fi vrut două și acum vreau 100. Herve, nu mai scrii decât pentru mine. Eu nu sunt o actriță obișnuită. Eu sunt norocul tău. Marea cotitură din cariera ta. Tocmai am terminat o piesă. Ți-am rezervat un rol. Ce rol? Dă-mi textul, te rog. Citește Irene de Martignac. Irene de Martignac, foarte frumoasă, foarte înaltă. Îmi vine ca o mănușă. Dar e rolul secund, dragul meu. Și va trece neobservat în timp ce personajul principal... Poftim, ți-l dau. Mulțumesc, Herve. Am să-l citesc imediat. Personajul principal, Galiba, tânără senegaleză. Doamne, cu fond de ten, ai să vezi, va fi turnat. Am fugit.
Robert, da? Marpesa II a citit piesa și e de acord să joace rolul Galibar. Sunt foarte mulțumit. Hervé, Hervé, atunci pentru ce ai mințit-o pe săraca nevastă mea? Eu? Eu mint? Ei, ai spus că va juca rolul. Ca să fie mulțumită. Și crezi că va fi mulțumită când ai să-i spui că nu o să-l joace? Asta e să-i o spui tu. Ce? Eu îi spun că joacă rolurile, iar tu îi spui că nu le joacă. Așa am convenit, nu? Așa că... Și nu o să revenim asupra acestei chestiuni. Insuportabil, crede. Începe să fie lehamite, să am mereu partea de martir. Și de ce? De ce se complică mereu lucrurile cele mai simple? Tu dai un rol fără ca să-l dai. Gabriel este afonă fără ca să fie afonă. De ce să nu mai spunem și adevărul din când în când? Pentru că, dragul meu, avem nevoie să mințim și să uităm. Ne e frică, înțelegi? Frică, 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 frică! Și mai vrei să fim normali. Înțelegi, Robert? Voi, directori de teatru, aveți spatele acoperite. Dacă nu merge o piesă, pierdeți 30 de milioane. Ei, și în timp ce eu, dacă Creola e un eșec, cine mai vrea să-mi pună piesa următoare? Nimeni. Poftim, nimeni. Nimeni în afară de tine, pentru că tu ești un adevărat prieten, nu? Hervé! Ei, supără-te pe el dacă poți. Râd, râd, întrebați-mă de ce râd. Nu, nu. Da, întrebați-mă, întrebați-mă de ce râd ca o proastă. Ei bine, pentru că sunt nebună de furie. Gabriel, potolește. Hervé nu scapă nicio ocazie să mă martirizeze. Mă obligă să joc în piesa lui care este proastă. Îmi distruge vocea. Îl nenorocește pe fiul meu. Și-o alege pe Marusia drept costumieră. În concluzie, rochia am îmbrăcat-o fără să fie gata. Și eu, eu, fată bună, în loc să rămân acasă, îmi recapăt vocea și joc. Dar Hervé, să știi, are să mă plătească. Și o va face înainte ca să intru în scenă. Altfel nu o să intru. N-am să pot să joc, n-am să pot. Gabriel, te rog, te rog, te rog. Scumpa mea, aș prefera să te destinzi. Da, să mă destind. Și care ar fi, mă rog, cel mai bun mijloc ca să mă destind? Căzindu-l pe Hervé. Unde tate? O veste mare, vă căsătoresc. Cum? Da, vă căsătoresc. Vreau fericirea voastră. Mamă. Asta o să-l supere cel mai tare pe Hervé. Sau nu, s-a spus mai bine. Françoise, ai să-i spui tu lui Hervé. Toți o să-i spunem că te măriți cu el și devii doamna Hervé Montaigne, nu? Pus la zid, îi se va face frică. Va renunța, va fi ridicol. Pierre, du-te și caută-l pe taică-tu. Dar dacă îi se face frică și nu renunță? Pe atunci te măriți cu el și îl faci nefericit. Câștigăm pe toate fronturile, dragă. Da, da, și eu voi fi nefericită. Dar nu-i nimic, divorțez peste 2 ani, 2 ani trec repede. Bine, dar și eu voi fi nefericit. Dar de unde? Tu ești bărbat, hai să uiți. Toți sunteți niște ticăloși. Lasă vorba și du-te și caută-l pe taică. Nu crezi că ai putea să te joci cu altceva decât cu fericirea acestor doi copii? Își închipui că m-am distrat. Lasă-mă, te rog. Hervé, Hervé. Ia loc. Mulțumesc. Micuța Françoise vrea să-ți vorbească. Dar nu pot. Dă drum. Maestre, după cum ați aflat, eu vroiam să-mi leg viața de-a lui Pierre. Da, ați apărut și atunci am înțeles că ceea ce iubesc în Pierre este, de fapt, reflexul dumneavoastră. Atunci un fapt istoric mi-a revenit în minte. O femeie celebră, o dansatoare. Bănuiesc de cine era vorba, Izadora Duncan. Chiar așa, 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 Duncan. Ca tânără a fost, ea a fost, a pozat pentru un mare sculptor pe care... Rodin. Da. Isadora Duncan a pozat pentru Rodin. Rodin, da. În memoriile ei a povestit: marele om a vrut să mă facă metresa lui, avea 80 de ani, am refuzat și acum regret. Cine eram eu să mă refuz lui Rodin? Așa că nu vreau să cad în greșeala Isadorei Dank. Da, oricum eu n-am încă 80 de ani. Maestre, n-am poftă să mă culc cu dumneavoastră. Da, cariera mea înainte de toate. Așa că voi fi soția dumneavoastră, maestre. Cea mai perfectă dintre soții și cea mai bună dintre văduve. Nu s-a țicnit puțin? Sau e o dramă prost montată? Îți atrag atenția că te văd de un sfert de oră în oglindă, Gabriel. Nu era prea bine, nu, să știi că nu era prea bine. Dar nu era pus la punct. Dar n-am repetat, e cam necizelată. Da,
da, da. Acum vin, vin, da, da, vin. Da, 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 nu, nu m-a chemat nimeni. Vin, vin, dragă, vin. Françoise, iartă-mă. Iartă-mă, scumpul meu copil. Sunt nevoit să zdrobesc visul tău frumos, dar vezi bine că totul ne desparte. Am ridicat între noi un fel de zid al rușinii. Să nu încercăm să-l trecem. Spuneai chiar că iubeai în pier reflectarea imaginii mele. Da. E bine, te trimit înapoi. Acolo sunt eu, la pier. Du-te și caută-mă acolo. În scenă pentru Creola, vă rog. No, perfect. Mi-e frică, mi-e frică. Da, mi-e frică și mi-e știu, frică. Știu. Dar nu trece deloc, credeam o să-mi treacă ca la fiecare general. Mi-e frică, nu vreau să mă duc. Bine, dar te așteaptă. François Vato, Jean Bayard, în scenă, vă rog. Dă-mi porul bonerul tău, te rog, la bata de iepure. Poftim, poftim, scumpa mea. Vai, mi-o dai, mai ce drăguț din partea ta. Știu că n-o dai la nimeni. E, ne certăm noi, dar în fond ținem unul la altul. Merd, 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 merd. Hei, și acum? Acum toți actorii vor intra în scenă, unul câte unul, ca bărcile de pescuit care ies din port. În seara generală mă simt ca o bătrână bretonă care așteaptă întoarcerea pescarilor. La teatru n-avem meteorolog. Nu poți să prevezi ce vreme va fi după ce treci de dig. Primul care se întoarce vine cu vești, dar bătrâna bretonă nu-și găsește liniștea decât odată cu întoarcerea ultimului năvodar. Uitați! Vă jur că ne-am făcut-o din adins! Vă jur! Îmbrățișând-o pe doamna Tristan, i-am călcat pe rochie și s-a rupt o bucată! Dacă asta ce ții tu în mână este o bucată, atunci pe ea ce-a mai rămas? A nebunit, Gabriela, a nebunit! Se dezbracă în scenă, face striptease, orice, numai că să fie remarcat! Și sala, sala, ce spune sala? Strigă goală! 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 A fost mortal! În aer plutesc o misiune de vacanță. Iar plecăm pe Haiti. Tu, Erve, te retragi. Și îți recomand călugării trapiști ca să taci și să nu mai spui prostii. Tu, François, nu te mai măriți cu băiatul meu. Pierd! Pierre, pregătește creta colorată. Pierre, pregătește ca să desenezi pe trotuare. Da. Iar ție, Nicole, micuța mea, îți voi oferi o culegere de monologe deșuchiate, scrise pentru țările slab dezvoltate. Merci. Râdem, râdem. Nu mai joc, nu mai joc. Cortina. Mai e până la următoare intrare în scenă. 10 minute. 10 minute, foarte bine. Te rog, lasă-mă singur cu ea. Am să încerc imposibil. Copii, copii, am ceva de discutat cu Gabriela. Vă rog, lăsați-mă. Uite, draga mea, ce ți-ai închipui? Cam să te implor ca să reintri în scenă? Mai bine, crăp! Fă-te de rușine în fața întregului Paris. Știu, hai să-mi spui că ești obișnuită și că odată mai mult, ori mai puțin, ce mai contează. Ce nevoie am avut să revin să joc o piesă acestui autor demodat, când există un Biedou, un Pinter, un Ionesco. Lasă, ar fi trebuit să faci coadă după sus, da? Flo, Nicole Courcel sau Rina Kate. Da. Și Jean-Paul Sartre, care mă imploră să reiau cu ușile închise. E, asta e bun, Jean-Paul Sartre implorând-o pe Gabriel. Nu, că mor. Și Giraudoux, care mă imploră. Stop! Asta e mort. Da. De 7 ani talentul meu este în plină desfășurare. Ei, nu că mă regalez, dragă, mă desfătești. Cum să nu joci ca o cizmă, o piesă scrisă cu picioarele? Facem pauză? Facem pauză, facem mare. Vrei să-ți spun adevărul? Astă seară joc prost. Crezi? N-ai auzit? Din cauza minijupei? Nu. Datează dinainte minijupei, de când am intrat în scenă. Am simțit că nu merge. Da, n-ai să ratezi, nu? Nu. Spune-mi, ce făcea caserița? Nu, spun Gabriel, fiindcă o să-ți facă rău. Caserița a început un pullover. Da, drag, da, un pullover și încă unul cu guler răsfrânt. Cu guler răsfrânt. Ce vrei, să tricotează cel mai greu. O caseriță de teatru care simte un succes știe că nu va avea timp să tricoteze mai mult de 2 rânduri pe zi. Așa, și atunci nu începe un pullover cu guler răsfrânt. Ascultă, ia, ascultă, uite, liniște. Nimic. Nici o discuție, nici un râs. S-a sfârșit. Da, s-a sfârșit.
Fiasco, fiasco, fiasco. Berezina. Asta mi-amintește de prințesa arabă. La 9:05 știam că e o cădere, iar caserița începea o cuvertură de pat. Auzi, am o idee. Tu mereu cazi în capcanele astea istorice și joci prea serios. Joacă-mi o Josefină nebună din amor. Urcă-te cu picioarele pe pereți, fă ce vrei, nu-mi pasă, ce vrei. Dar răstoarnă musteria. Nu merge, nu merge, nu pot să improvizez un alt personaj în ultimul moment, aș fi ridicolă. Așa că... Da, ești deja ridicolă, așa că ce mai contează, odată mai mult sau mai puțin. Ce, sunt ridicolă? Mamă, e rândul tău în scenă. François și-a jucat admirabil scena. Și publicul s-a încălzit dintr-o dată. Bine, lasă, vedem noi, vedem noi. Imprudent să o lași așa? Nu se mai poate face nimic. Cum? Oricum totul e pierdut. Doamne Montagne! Doamna Tristan a intrat în scenă! Și? Și joacă într-un fel foarte curios. Ce face? Cântă! Cum? Își cântă textul, ca în umbrele din Sherbourne. Da, face așa! Salut, salut, Napoleon, Montagne, Montagne, la mare maison! Intră în necunoscut. Mă spăimântă! Foarte bine, foarte bine, Gabriel s-a lansat. A trecut de pragul fără întoarcere. Ori și a zborul, ori se zdrobește. Triumf sau dezastru? Dezastru! Dezastru! Divorțez, divorțez și mă întorc la Comedia franceză. Dezastru! Triumf! 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 O ferată pe Gabriel, strigând că este o insultă adusă Josefinei. Au aruncat cu roșii în sezonul ăsta. Ce triumf! Ce scandal! Ce scandal! Visul tuturor directorilor de teatru. Un scandal face mai mult decât un succes. Oh, vor arunca ghivece de flori. Se va cere închiderea noastră. Se va protesta la prefectură. Cade genunchi. O dată, de două ori, de trei ori. În meseria noastră, ferice de cel care provoacă un scandal. Ați ascultat Interzis pentru public, de Jean Marsan.